astăzi o să pornesc un nou vlog pentru că merg la un eveniment găzduit de NYX Professional Makeup România. Este ceva foarte interesant și vreau să împărtășesc cu voi, vreau să vă... Echipa NYX întotdeauna găzduiește evenimentele ca la carte și am vrut să vedeți și voi cum arată un astfel de eveniment. Este o lansare de produse, dar nu vă spun mai multe pentru că nici eu nu știu. O să ajungem acolo și o să vedem ce și cum. O să vă arăt imagini din interior. Rămâneți cu mine. Iată și meniu. E bună? Care e bună? Asta. E bună rău? Bună rău. Da? Yummy, yummy? Asta e genială. În afară de ăsta care e bună. Bătrân gel. Ăsta trebuie să refac. Migdale. E ușor, da. Și tot cu ceva confundiți. Domnul le fac. Nu am voie să filmez nimic. Să încercăm produsele. O să încercăm prima dată primerul. Și este Bare With Me Hydrating Jelly Primer. Și ce rezistență până la 8 ore. Doar 8 ore? Are o textură din asta de gel. Foarte interesantă. Mi-am aplicat eu înainte crema mea preferată pentru față și acum se topește, deci gelul acesta se topește pe ten. Se simte foarte bine, foarte mult sus, cred că am pus o cantitate puțin cam mare. Este genul acela de primer care se simte și apos și siliconat, îți dă așa o chestie foarte fresh și îmi place. Dar văd că începe să se usuce, să devină mat.
avem 40 de grame de produs valabil 6 luni. Ingredientele sunt super ok, are un fenoxietanol la final, care înseamnă parfum, dar nu are un miros foarte pregnant, este extrem de subtil. Îi spun că prelungește durata machiajului, că blurează porii, că nu se simte sticky, se simte foarte light și pielea se simte revigorată. Și asta simt și eu, pielea este revigorată, dar eu îl simt un pic sticky pe față la momentul ăsta. Nu știu dacă este pentru că am aplicat eu prea mult, dar da, îl simt un pic lipicios. Conține aloe vera și castravete, este o gamă de produse care se vrea așa bio, ingrediente mai naturale. Pielea se simte hidratată, o simt hidratată, o simt fresh. S-ar putea să fie un pic prea hidratant pentru mine, dar vom vedea astăzi cum se comportă. Și o să încercăm noi și tinted moisturizer. Eu nu prea sunt fan astfel de produse, nu prea folosesc produse din astea creme colorate, pentru că eu îmi doresc o acoperire mai bună a tenului. Eu am un ten mixt cu tendință de îngrășare și de obicei am și imperfecțiuni, așa că mă încântă un fond de ten mai degrabă și dacă este și cu putere de acoperire mare, este perfect. Este non-comedogenic. Scrie aici, sunt produse dedicate unui ten sensibil, sunt gen naturale și asta este ideea acestei colecții Bare With Me. Promite o rezistență până la 8 ore, un look fresh, revigorat, o piele luminoasă și, cel mai important, previn apariția punctelor negre, coșurilor noi și așa mai departe. Eu am aici nuanța Natural Soft Beige. Cel mai important pentru mine este să nu conține alcool și nu conține alcool. Are pe lista de ingrediente aloe vera, castravetele, la fel ca și primerul. La sfârșitul listei de ingrediente avem fenoxietanol, care este parfumul. Miroase foarte, foarte lejer, ceea ce mă bucură. Să vedem pe față cum arată, dacă obțin ceva acoperire cu el. Nuanța este prea deschisă pentru mine, așa că o să mixez cu una mai închisă. Și am luat acum un nuanța Nutmeg, care este, vă dați seama, foarte închisă, dar combinată cu asta o să meargă. Pun foarte puțin. Este un produs foarte hidratant. Să știți că are un pic de acoperire. Am aplicat cele două nuanțe amestecate pe toată fața și mi se pare că arată foarte bine. Am aplicat și un anticearcăn, pentru că aveam nevoie, și mai am aici un micoș care se formează și a trebuit să plecă un pic de corector acolo. Și cam asta este, cam așa arată. E un pic sticky așa, un pic lipicios, dar se va așeza foarte bine cu pudră, cred eu. Așa am eu impresia. Și o să aplic pudra mea preferată. Văd că se așează foarte bine pudra deasupra. O să încercăm și bronzerul ăsta, tot din colecția asta nouă, Bare With Me. Și se numește California Beaming și ce pudră de soleil. Deci este un bronzer. Și am eu aici nuanța Sunset Vibes. Să vedem. Uitați cât sunt de mari. 14 grame de produs aveți aici. Valabilitate 12 luni. Nu are miros, ceea ce e bine, pentru că nu prefer produsele cu miros.
arată bine. Este puțin portocaliu, dar pe mine nu mă deranjează. Aplic așa leger cu mâna, foarte moale, foarte, abia ating pielea, ca să transfer cât mai puțin produs, pentru că văd că e destul de pigmentat. Arată bine, aspectul final este unul foarte plăcut. Aș vrea să aplic eu și un iluminator și să văd ce am pe aici. O să aplic unul din paleta asta, Burn to Glow, de la NYX. O să aplic pe buze rujul ăsta din colecția Glitter Goals. Și este nuanța Shimi. O să aplic un creion contur întâi de toate. Machiajul este gata. Voi face un update mai pe seară să vedem cum arată. Ultimul produs din colecția Bare With Me este acest spray pentru fixare. Este un multitasking spray. Este pentru piele sensibile și spun ei că ajută atât pentru pregătirea tenului pentru machiaj, cât și pentru fixare, dar și dacă doriți să vă refreshuiți așa pe timpul zilei. Au trecut 6 ore și așa arată produsul. Au trecut de fapt 6 ore și jumătate de când mi-am aplicat machiajul și m-am gândit că vreți să vedeți cam cum arată tenul meu. Este un pic lucios, ceea ce mi se pare absolut normal, ceea ce era de așteptat, pentru că am tenul gras și era normal. Doar că toată lumea astăzi m-a întrebat dacă mi-a schimbat fund de ten, cu ce fund de ten m-am dat, dacă mi-a făcut ceva la față. Mi s-a port ok, altă dată chiar mi s-a atras atenția. Da, ți-ai schimbat fund de ten, ți-a crăpat pe față. De obicei mi se întâmplă, ba, crapă pe față, ba, mi se strânge urât în jurul gurii. Ei bine, s-a strâns un pic în jurul gurii, dar nu așa de speriat. Per total, pentru un produs de genul acesta, eu sunt surprinsă. Chiar nu aveam așteptări prea mari, așa că este normal să fiu surprinsă și chiar mă bucur că am ținut mai departe vlogul acesta ca să vă spun exact la cald ce părere am despre asta. Dar când o să ajung eu acasă, o să vă spun o părere finală. Acum o să-i dau testul suprem, o să merg la sală, o să transpir o oră jumate și o să vedem atunci când o să ajung acasă în ce stadiu se află. O să mă vedeți ca vai de mine, o să îmi curgă vopseaua, o să fiu bine, dar nu contează. O să sacrific imaginea mea aici pe canalul de YouTube. Glumesc. Ne vedem mai târziu. Au trecut mai bine de 12 ore de când por machiajul și mi se pare că nu arată atât de rău. Fața mea nu s-a topit, mai ales că am fost și la sală o oră și jumătate. A fost un antrenament cardio, dar nu foarte intens. Totuși s-a comportat mai bine decât alte produse de la care aveam așteptări mult mai mari. Pentru că asta este concluzia mea finală. Este un produs de la care n-am avut absolut niciun fel de așteptare, pentru că eu, având un termic și gras, nu mă așteptam ca acest produs să reziste cât uși de puțin pe tenul meu. Genul acela de produs se potrivește pentru o persoană care nu poartă fund de ten de zi cu zi, preferă o cremă colorată, dar ăsta mi se pare mie că oferă ceva mai multă putere de acoperire decât o astfel de cremă. Și cred că dacă vreți să vă uniformizați tenul și să pară așa fresh, radiant, s-ar putea să vă atragă atenție, s-ar putea să vă placă. Știți că eu prefer un fond de ten cu putere mare de acoperire, tenul porțelanat, dar să știți că m-a intrigat, chiar m-a intrigat puțin și cel mai probabil o să-l mai folosesc, cu siguranță o să-l mai folosesc, pentru că mi-a plăcut aspectul, m-a simțit bine. Tenul meu a arătat foarte fresh, acum fața mea este destul de obosită după ce am cam alergat toată ziua, dar eu o să opresc vlogul aici. Sper că v-a fost de folos cu ceva
Eu mă bucur de fiecare dată să vă am alături de mine și nu uitați că ne revedem aici în fiecare joi și duminică. Vă pup și mă îmbrățișez cu mare drag.